În urmă cu câteva zile, basketbalistele de la Nova Vita au primit vizita studentelor din Cluj-Napoca. Partida s-a desfășurat în sala de sport din parcul UMF și a fost la discreția fetelor antrenate de Giogici. Clujencele nu puteau emite pretenții în acest meci, cu toate că în prima parte a jocului s-au ținut lângă fetele noastre, care au pornit mai greu. Spre finalul sfertului 2 s-a intrat în cadență normală, iar prima repriză s-a încheiat cu 34-23. După pauză, jocul echipei noastre a crescut simțitor și a lăsat impresia că este nevoie de o repriză pentru a se încălzi, astfel că în final s-au impus cu scorul de 71-44. Cea mai eficace jucătoare a gazdelor a fost Cherise Graham cu 21 de puncte, iar de la oaspeți a fost Flavia Ferenzi cu 18 puncte. Ultima parte a campionatului este decisivă pentru Nova Vita, ținând cont că are două meciuri puternice în deplasare, la Arad și la Alexandria, dar și unul acasă, cu Danțio Timișoara. De rezultatele acestora va depinde configurația finală a clasamentului și poziția pe care o va ocupa echipa târgu mureșeană.